Mai sunt sau nu tabletele relevante? Aceasta e întrebarea. De fapt, hai să reformulăm și mai simplu. Să zicem că te gândești dacă să-ți cumperi sau nu o tabletă. Și implicit dacă mai merită să dai sau nu banii pe o tabletă. Și acum haideți să vedeți o chestie interesantă. De fapt, două. Căutând diverse statistici pe internet și informații de pe la producători, am constatat că întrebarea asta se punea intens acum vreo 5-6 ani. Și nu ai cum să nu observi că perioada se suprapunea cu cea în care ecranele telefonelor începuseră să crească. Gen, ce nevoie mai ai de o tabletă dacă telefonul are deja 6-7 inch? Practic, tableta părea să devină redundantă. Doar că ghiși ce? Tableta nu a dispărut. Și a doua observație este că pandemia asta, 2020-2021, nu doar că a readus acest tip de produs în atenția oamenilor, dar l-a făcut din nou căutat și relevant. Dă! Voi intra foarte repede în subiect, asta ca să-i mulțumesc și pe cei care nu suportă introurile lungi și înainte să vedem un caz aplicat, haide să vedem câteva argumente pro și contra care să te ajute să te decizi în cazul în care te bate gândul dacă să-ți cumperi sau nu o tabletă. Cine este pentru? Păi hai să zicem așa. Sunt foarte ușor de folosit și în multe chestii sunt mai eficiente decât telefoanele. De ce? Pentru că au ecrane mai mari și prin urmare sunt mai bune la browsing și video. Și nu doar la asta. Poți să faci cu limitările de rigoare, inclusiv mai mici sau mai mari chestii pentru muncă, gen PPT-uri. Și pentru că tot am zis de muncă, sunt adesea cu mult mai ieftine decât orice laptop. În povestea asta, de anul trecut și de anul ăsta cu pandemia, școala online s-a sprijinit masiv pe această categorie de dispozitive adică exact ce ziceam. Ecran mai mare decât al unui telefon, bună pentru video și interacțiune și substanțial mai ieftină decât un laptop. Chiar și în condițiile în care îți mai cumperi și o tastatură suplimentară, ceea ce îi sporește serios productivitatea. Mai e bună socar după tine, pe unde te duci, pentru citit, pentru seriale, pentru ce vrea mușchii tăi. Și nu în ultimul rând sunt prietenoase cu copiii. Nevastă mea glumește, sau nu, pe subiectul ăsta, Că tableta ne-a crescut copiii. Bine, observația ei nu e chiar nevinovată și fără substrat. Trebuie să fie e pe undeva un reproș subiacent la adresa mea. Doar că eu mă fac că nu l-am aflat, nu l-am găsit. Deci dacă te gândești dacă să dai sau nu banii pe o tabletă, ai motive să o faci. Este deci practică pentru multe activități gen citit, filme, browsing și așa mai departe, chiar mai practică decât telefonul și în funcție de model poate fi și destul de ieftină. Dar există și destule argumente contra și unul este chiar cel de mai devreme. O raportezi mereu la telefon, ceea ce înseamnă că ea va fi mereu un al doilea device. Va dubla practic telefonul. Este un extra pe care dai niște bani în plus. Și faza e așa că ea nu se raportează doar la telefon, ci și la laptop, cum probabil ați și remarcat mai înainte. Tableta este mai mică, iar accesoriile ei gen tastatură cel mai adesea nu se ridică la nivelul celor de pe cele mai banale laptopuri, mai ales dacă ai mult de clăpăcit. Adică tabletele sunt mai mari decât un telefon, iar asta poate fi un inconvenient, și mai mici decât un laptop, un alt inconvenient. Așadar, tot un extra rămâne tableta și față de laptop și față de telefon. Și atunci poți să muți niște bani în buzunarul celălalt în loc să-i cheltui pe o tabletă cu argumentul că tot ceea ce poți face pe ea poți face și pe un laptop sau un telefon. Cu alte cuvinte, tableta nu mai este un dispozitiv pe care să-l cumperi pentru că-ți trebuie, ci îl cumperi pentru că vrei. Dar partea bună este că tabletele nu au bătut nici ele pasul pe loc și producătorii mari, că doar ăștia au mai rămas în această piață, au făcut în așa fel încât funcționalitatea acestui dispozitiv să crească și ea. În aprilie 2010, Apple lansau cu mare fanfară și cu mare succes primul iPad, iar 5 luni mai târziu, Samsung dădea replica cu Galaxy Tab. Așa că astăzi, 11 ani mai târziu, țin în mână un Tab 7 din partea de sus a spectrului și un acuș acuș lansat Tab A7 Lite, varianta ieftină. Și o tastatură care să le sporească exponențial funcționalitatea. Rămâneți deci cu mine în acest video și hai să vedem, mai merită să ții o tabletă în 2021. Am primit multe, multe cereri în comentarii să prezint iPad-uri. Eu personal am un iPad Air 3 cumpărat fix când a apărut și un iPad Air 2 pe care 3-ul trebuia să-l înlocuiască după 5 ani de serviciu credincios. Dar faza e că nu m-am îndurat să mă despart nici de ăla care merge încă foarte bine. Și nu sunt singurul în situația asta. Iar motivul pentru care nu am insistat asupra lor a iPad-urilor aici pe canal și nu le-am prezentat este că iPad-urile sunt fără îndoială benchmark-ul, referința categoriei. Au fost și au rămas sinonime cu tabletele în general. Vrei o tabletă care să te țină mult și bine? Îți iei iPad. Și am văzut adesea că oamenii, amici, cunoștințe, oameni de prin comentarii, dețin un iPad adesea fără a avea vreo legătură cu ecosistemul Apple. Adică am un telefon Android, un laptop, whatever, XYZ, dar tableta este iPad. De ce oare? Da chiar, Ia ziceți voi în comentarii. De ce când vine vorba de tablete, mulți au iPad, fără însă avea vreo legătură cu ecosistemul Apple? Vă regăsiți în situația asta? Iar situația asta m-a făcut să-mi ridic o altă întrebare. De ce sunt oamenii reticenți la tabletele Android? Păi, hai să vă spun. În primul rând, plaja de opțiuni pare a fi din ce în ce mai redusă. Dacă din 2010, când au apărut primele tablete și până prin 2014-2015 nu era producător care să nu aibă în ofertă măcar o serie de tablete, Acum mai sunt puțini, iar Samsung sunt unii dintre puținii rămași. De fapt, cam singura alternativă cu adevărat solidă la iPad. Deci oferta extrem de diversă și înfloritoare de pe telefoane la Android nu se regăsește și în segmentul de tablete. Dacă la telefoane există un terminal Android pentru fiecare, la tablete nu prea. Apoi este suportul teribil de prost pe Android când vine vorba despre tablete. Fragmentarea acestei piețe este o mare problemă la capitolul update-uri, așa că poți aștepta luni de zile, ani sau nedeterminat ca o tabletă să primească update-uri de sistem de operare. Și multe vor muri așa cum le-ai luat, mai ales cele ieftine. Vezi, niciuna dintre aceste probleme nu se prea întâlnește pe iPad. De fapt, iPad Air 2-ul meu de acum, nici nu mai știu cât, 5-6 ani, este updatat la ultimul iPadOS. Și nu în ultimul rând, performanțele, unde adesea iPad stă mai bine. Iar asta se poate vedea mai ales în jocuri. Și unde mai pui care și arcade. Ok, dacă tot îți iei un dispozitiv extra, cum e o tabletă și care are și un ecran mai mare, atunci de ce n-ai folosi-o și pentru jocuri? Doar că dacă subiectul ăsta te interesează cu precădere, ai o alternativă și mai bună. Și nu glumesc. Nintendo Switch, așa cum mulți dintre voi sugerau în comentariile de pe live-ul de pe Playground de săptămâna trecută. 1600 de lei pentru versiunea cu controlere detașabile și 1200-1300 de lei pentru versiunea light. Și mai presus de asta, o librărie de jocuri uriașă, nu doar de la Nintendo, ci în ultima vreme de la toți ceilalți producători. Iar la bani ăștia, este adesea sub prețul unei tablete bune și well. Este o consolă. Dar dacă dai la o parte toate astea și zici așa, nu vreau Apple pentru că nu vreau și ai o listă lungă de motive, de la nu-mi place mie despre ei și fața lor și până la vreau ceva care să fie pe Android și să se pupe cu ecosistemul meu și nu, nu vreau Switch pentru că nu mă interesează jocurile sau este limitat doar la jocuri. Atunci care sunt opțiunile? Păi uite-le și pe cea mai ieftină și pe cea mai scumpă. Haide să le luăm pe rând și să începem cu cea mai nouă și mai ieftină. Tab A7 Lite, pentru că ea constituie un extra perfect, în primul rând din punct de vedere al prețului. Și am să zic așa din start, este o tabletă excelentă. Anunțată joia asta care a trecut, adică acum 3-4 zile, am văzut că s-ar învârti pe undeva pe la 800-850 de lei. Și îndrăznesc să spun că este de departe cea mai bună tabletă Android pe care o poți cumpăra în banii ăștia. Și dacă ții cont de faptul că vine și cu ultima versiune de Android, 11, și de raportul preț-calitate, s-ar putea să fie cea mai bună ofertă de pe piață Punct. Sigur, ea nu se compară cu ultimul iPad Pro sau chiar cu Tab S7 la ecran și performanțe, dar este way cheaper decât oricare dintre astea. Iar ăsta, cel puțin în România, este un argument care trage greu de tot. Mai ales, și subliniez asta, în cazul unui dispozitiv extra, pe care, așa cum spuneam, nu-l cumperi pentru că îți trebuie grav, ci pentru că îl vrei pentru diverse. Din punct de vedere look and feel, mi-a plăcut mult de când am scos-o din cutie. Este un A7 mai mic, cu un ecran de 8,7 inch de rezoluție mai scăzută. Dar ecranul nu e rău deloc. E un TFT de 1340 800 de pixeli cu margini destul de înguste care reușește să fie destul de imersiv în ciuda dimensiunilor și rezoluției. Mai pe scurt, filmele se văd excelent și la senzația de confort contribuie din plin și dimensiunile minione ale tabletei. Este ușoară fără să fie flimzi, 366 de grame, iar spatele este din aluminiu, deci fără scurtături aici, ceea ce o face extrem de solidă și de bine închegată. De fapt, ca să fiu sincer, ecranul este mai bun și mai strălucitor decât lasă specificațiile să se înțeleagă și trebuie să o vezi ca să crezi. Mie personal îmi place clar mai mult decât a 7, deși aia este un 10 inch și mi se pare și că ecranul de pe asta este net mai bun. Și mai e ceva bun la ea, dacă tot te bate gândul de o tabletă ieftină pe care să te uiți la filme și să te joci. Sunetul este excelent, stereo, două difuzoare și pe deasupra mai are și un sănătos jack de 3,5 mm. În teorie există și suport pentru Dolby Atmos și overall sunetul este mai mult decât decent. Și asta nu doar pentru o tabletă ieftină. La interior alegerea este una de buget. Poate și de asta prețul acestui model rămâne jos. Un octacor MediaTek Helio P22T pe 12 Nano nu cel mai bun, nu cel mai rău, a sezonat cu 3 sau 4 GB RAM și 32 sau 64 stocare, iar stocarea poate fi extinsă cu un card microSD să fie primit. La aproape de 900 de puncte în Geekbench 5, clar nu este vreo rachetă, nu rupe fâșul în multitasking și cu atât mai puțin în jocuri. Dar come on, este 170 de euro varianta Wi-Fi și puțin peste 200 varianta LTE, începând de luna asta când se va găsi la raft. Camere? Păi este o tabletă și încă una ieftină, nu am avut mari așteptări și foarte bine am făcut, dar se descurcă. 8 megapixel pe spate și 2 pe față. Chestia e că tableta pare gândită să fie folosită în modul portret. Camera frontală este poziționată pe marginea de sus și mie personal nu mi se pare cea mai inspirată poziționare dacă ținem cont de destinația ei, adică un pic de productivitate, ceva școală și alte din astea. Sistemul de operare este Android 11, cu One UI 3.1 peste, deci, the usual Samsung Experience. Bateria are 5100 mAh, ar trebui să fie arhi suficientă pentru un astfel de ecran de nici 9 inch și TFT pe deasupra și un procesor nu tocmai infometat. Iar fast charging-ul este pe doar 15W, deci cum era aia, accelerația de la 0% nu va fi rupătoare. Dar, trăgând linie, partea bună este așa, că la 170 de euro ai o tabletă bună și robustă, de brand cu specificații ok. Pentru un extra, cum m-am tot exprimat eu până aici, adică un dispozitiv suplimentar pe care să te uiți la filme, care are un ecran mai mare decât un telefon, să stai pe Facebook, să faci browsing, să asculti muzică, Taba 7 Lite este perfect. Nu este un multitasker grozav și nici vreun gaming device, dar din nou este sub 200 de euro versiunea Wi-Fi și un pic peste atât versiunea cu LTE, ceea care îți permite să-i adaugi și un sim de date pentru conexiune permanentă la net. Odată cu Taba 7 Lite, Samsung au mai lansat tot joi și un S7 FE, Tabletă pe care nu o am aici, nu a ajuns încă vreun sample în România și care este o cu totul altă socoteală. De fapt, mi se pare din ce în ce mai dubioasă, în sensul de interesantă, seria asta FUE. Zici că Samsung dezvoltă un cu totul alt brand. De ce zic asta? Pentru că această serie FUE pare să se concentreze pe specificațiile și caracteristicile importante ale dispozitivului și mai puțin pe mărgăritarele de pe La fel ca în cazul lui S20 FUE, acel fast edition cum i-am zis eu, și apropo, se prefigurează și un S21 FUE și în cazul lui S7 FUE caracteristicile sunt impresionante. Ecran de 12,4 inch la 2560x1600 Snapdragon 750G cu 5G, tată, 6 GB baterie pe 10.000 cu încărcare rapidă la 45 W, 4 difuzoare, da, și vreo 650 de euro sau mai mult. Asta deja nu mai e un extra și trebuie să te gândești bine înainte să dai atâta amar de bani. Dar mai multe vă voi povesti în momentul în care voi pune mâna pe această tabletă, adică undeva mai la vale luna asta. Știți cum e? To be continued. Până atunci însă, adică până să vină FE, alegerea unei tablete Samsung mai high-end se oprește la mai vechile Tab 7 și S7 Plus. Le-am avut și le-am testat pe ambele și zic eu că au cam tot ceea ce poți dori în momentul ăsta de la o tabletă Android high-end și printre extrem de puținele alternative credibile la iPad în momentul ăsta. În plus, cel puțin pe partea de productivitate, Samsung mai oferă și niște chestii din astea gen DeX, acea posibilitate de a folosi pe tabletă o interfață diferită de desktop, chiar în relație cu un monitor extern, iar asta sporește mult funcționalitatea dispozitivului. Adică, poți să faci mai mult cu ea decât să te uiți la filme și să o arzi pe Facebook. Poate fi, sigur, cu mici limitări, un laptop replacement decent. Ah da, și era să uit pentru că tot vorbim despre funcționalitate și despre accesorii la început. Am primit și o tastatură, prenumele ei, Trio 500, uite cât e de haioasă, care să completeze partea asta de productivitate pe tablete și care habar n-am cât costă. Este extrem de interesantă abordarea, care nu este una minimalistă de accesoriu gândit cu dedicație pentru tablete, ci mai degrabă invers, maximalistă, gândită pentru funcționalitate în primul rând. Este măricică și greuță, are taste mari și bine spațiate, seamănă mai degrabă cu o tastatură de laptop sau de birou decât cu un accesoriu pentru tabletă. Poate fi conectată simultan la trei dispozitive, gen telefon, tabletă și PC, cu comutare între ele, ca la Logitech-uri. are buton dedicat pentru DEX, Nice Touch, dar în același timp asta înseamnă că este oarecum Samsung Only, și se alimentează rusește cu două baterii AAA. Deci, dacă dintr-un motiv anume de ecosistem sau de preferință personală vrei să eviți iPad, cam astea sunt soluțiile pe care le ai la dispoziție. Taba 7 Lite iată aici, în zona de preț redus, până într-o mie de lei. Tabes 7 FE în zona de mijloc spre sus, adică o tabletă mare și robustă. Și S7, S7 Plus în zona de bogați. Și acum întrebarea cheie. Mai sunt relevante tabletele în 2021? Eu zic că da. Încă de când au apărut am avut mereu tabletă și mereu i-am găsit utilitate. Eu personal folosesc în dragi tableta, mai ales pentru cărți, nu mă deranjează să citesc pe ecranul său și pentru filme, mai ales seara când nu vreau să deranjez toată casa. Stau pe net tot pe tabletă dimineața, la cafea voiam să zic, pentru știri și tot ce am de pregătit și documentat în ziua respectivă și nu cred că voi renunța vreodată în a folosi o tabletă în fiecare zi. Mi-a plăcut Taba 7 Lite. Mi se pare o intrare bună în universul acestor dispozitive, mai ales pentru cei care nu vor să cheltuiască prea mult. Și ideea de a o accesoriza și a o folosi la mai mult decât pentru citit și filme mi se pare bună. Trebuie doar să încerci și să vezi ce repede te obișnuiești cu portabilitatea ei. Acestea fiind spuse, hai cu algoritmul în comentarii. Ce tablete aveți și folosiți sau dacă nu aveți și nu folosiți? De ce credeți voi că nu merită? Și de fapt asta era următoarea întrebare. Mai merită să dai banii pe o tabletă, fie ei mulți sau puțin, în anul de grație 2021? Și v-a plăcut tab A7 Lite? Cum vi s-a părut? Abonați-vă în zonă, să fie bine și dacă ați terminat aici, dați o geană pe clipul de vineri în care am încercat să împușc doi iepuri dintr-o lovitură și să împac nu doar două pasiune ale mele, filmatul și datul cu motorul, ci și comentariile insistente care cereau și altceva decât telefoane și laptopuri, adică motoare și camere, foto, video. Da chiar, remarca cineva în comentarii, bă, dar ce vorbăresc de vii când vine vorba despre camere și motociclete, nu par să te plictisești. Da, e corectă observația, tușe. În altă ordine de idei, mâine seară, stați cu ochii holbați pe playground, vine un review bombă. Nu am voie sub nicio formă, nici măcar să sugerez despre ce ar putea fi vorba, dar credeți-mă pe cuvânt, e ceva mare. Deci, mâine seara la 18:45 ne vedem pe playground. Până atunci, să fiți iubiți de cine vreți și cu cine vreți și baftă vă!